înainte și ora se știe. Nu, niciodată nu s-a mai practicat așa ceva să întârziem ședința că lipsește cineva. Ședința am anunțat că este legal constituită, a fost anunțată conform prevederilor legale cu 5 zile înainte. Nu văd pentru ce putem să luăm o pauză. Noi am și putut dacă întârzie. Dar dacă se termină procesul de vot, îmi pare rău. Mulțumesc, domnul președinte. Încă o să vă rog să-mi aduceți buletinele de vot. Ce faină poza este în cascada pe YouTube. Când ești? Nu mi-e ce dar face tot de ordine zi, proiect hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean de Tuan, Corpul Legislativ. Caut cine este pentru, împotrivă abținere, articolul 3, cine este pentru, împotrivă abținere, articolul 4. Proiect hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcție ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Aici, pentru că și legislația o cere, arundăm cele patru cămine, cele trei cămine de persoane vârstnice, Reșița, Caransel de Sacru și cămină pentru... Hristos a înviat. Ce să vă spun, mă simt foarte onorat de această funcție și aș dori să asigur toți cetățenii din județul Caraș-Severin că sunt un om de onoare și voi fi alături de președintele Consiliului Județean, domnul Silviu Duzeu, pentru a ne onora toate promisiunile sau cât mai multe din promisiunile făcute cu ocazia campaniei electorale și totodată aș vrea să le mulțumesc colegilor mei care astăzi m-au susținut în mod, să zic, deosebit parlamentarilor, domnului deputat Mocioalcă, respectiv domnului Tabugan, cât și domnului senator Ionuț Chisăliță, doamna Jivan și, nu în ultimul rând, domnul Spânu Ion, care, într-un fel, este mentorul meu și sper să fac lucruri frumoase alături de președintele Consiliului Județean. Vă mulțumesc! Acum că există vicepreședinte, o să-mi fie mai ușor și mie și pot să mai fac și alte lucruri în afară de astea de bunul mers al Consiliului Județean. Bun, hai! Da, astăzi am repus pe ordinea de zi alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean. Știți că de o perioadă destul de lungă de timp Consiliul Județean a funcționat cu un singur vicepreședinte. În ședința trecută n-a întrunit niciun candidat numărul necesar de voturi și nu mai revin asupra acestui lucru. Astăzi am repus pe ordinea de zi candidatul propus de către coaliția majoritară din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin, domnul Flavius Nedelcea, a obținut numărul necesar de voturi, 18 voturi, pentru a fi ales vicepreședinte al Consiliului Județean. Începând de astăzi, cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin este domnul consilier județean Flavius Nedelcea. Spuneți-ne, ați
niște proiecte de hotărâre privind dreptul de preemțiune pentru anumite construcții, adică nu și-a exercitat funcția.